Tânărul racola clienții pe site-urile de cumpărături online. Sub o falsă identitate, acesta posta anunțuri prin care oferea spre vânzare telefoane și laptopuri. Cei care au comandat unul dintre produse s-au trezit că în colet nu era nimic. Băiatul își primea însă banii, pachetele goale erau trimise prin poștă, iar pentru a le ridica, cei păcăliți plăteau suma stabilită la comandarea produsului. Au dispus reținerea suspectului pe timp de 24 de ore pentru comiterea infracțiunii de înșelăciune. Din probatoriul administrat s-a stabilit faptul că acesta, prezentându-se sub o identitate falsă, a postat pe un site de pe internet anunțuri privind vânzarea de produse electronice pe care nu le avea. Tânărul de 23 de ani recunoaște că a înșelat 3 persoane cu ajutorul internetului. Ce ai făcut? O înșelăciune. Ai vândut în nove? Da. Cum procedai? Tânărul obținea bani în acest fel încă din luna noiembrie a anului trecut. Dacă instanța îl va găsi vinovat pentru înșelăciune, acesta riscă să ajungă în spatele gratiilor pentru ani buni.